În județul Gorj, vremea se va menține în continuare răcoroasă și local este posibil să apară și câțiva stropi de ploaie. Toamna și-a intrat pe deplin în drepturi și odată cu ea vor apărea și ploile. Marți în Târgu Jiu va fi înnorat mare parte a zilei și temperaturile vor scădea foarte mult față de săptămâna trecută. Maxima zilei va fi de 20 de grade, iar minima serii va ajunge chiar și până la 5 grade. În Motru, ziua de mâine se anunță la fel de răcoroasă, cu temperaturi ce nu vor urca mai mult de 19 grade pe timpul zilei când va fi înnorat, iar seara minima va coborî până la 6 grade. Și în Bumbejiu, norii își vor face simțită prezența, cu temperaturi foarte mici și pe arii restrânse vor fi 50% șanse de ploi. Minima serii va fi de 5 grade, iar maxima zilei va urca până la 20 de grade. Marți în Novaci, la fel ca în celelalte orașe, mare parte a zilei vor fi nori, iar maxima va ajunge la 20 de grade. Seara se va mai răcori, vor crește șansele de ploi, iar temperaturile minime vor scădea sub 5 grade. Și la Rovinari se va simți vremea răcoroasă. Ziua maximă va fi de 20 de grade, iar minima serii va coborî până la 5 grade.